Nivelul de transparență bugetară în Republica Moldova nu a evoluat în ultimii ani, principala cauză fiind factorii politici. La această concluzie au ajuns autorii studiului Evaluarea transparenței procesului bugetar în Republica Moldova, lansat de Centrul Analitic Independent Expert Group. Potrivit specialiștilor, transparența bugetară ar fi ajuns la nivelul recomandat în prima ediție a studiului încă în 2011, atunci probabilitatea dispariției miliardului din sistemul bancar ar fi fost foarte mică. Expert Group recomandă formularea unei politici exprese privind măsurile de sporire a transparenței bugetare la nivel executiv, Curtea de Conturi, dar în special la nivel de Parlament, unde procesul de transparență bugetară decurge mai anevoios. Sunt de asemenea necesare și măsuri tehnice care ar spori oportunitățile de informare a cetățenilor și înțelegerii documentelor de buget.